Banca Transilvania îți prezintă România în direct cu Moise Guran la Europa FM. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la dezbaterea noastră națională de la orele prânzului. O dezbatere care astăzi se va duce către o zonă mai rar întâlnită la această emisiune. O să vă relatez întâi o poveste pe care am citit-o în perioada asta de vacanță din jurul Revelionului, poate ați citit-o și dumneavoastră, a fost relatată de presa centrală, mă rog, mai întâi a fost în presa locală, preluată de presa centrală. Este vorba de un caz, nu o să dau detalii pentru că nu-mi place să intru în intimitatea unor astfel de cazuri, trebuie protejați protagoniștii și mai ales că sunt copii, un caz dintr-un județ al României, dintr-un sat, unde o fetiță de 13 ani a dat naștere unui copil. Fetița respectivă trăiește ca și soție alături de un tânăr de 20 de ani. Ei spun, domnule, a fost dragoste, nu s-a pus problema de viol sau altceva de felul acesta. El muncește, suntem săraci adevărat. Era și un fotoreportaj acolo destul de îndurgășător și toată lumea își punea problema, măi, cât de săraci sunt și cum or să o ducă. Dacă muncesc, or să o ducă bine, zic eu. Dincolo de toate astea însă, dacă stai așa ca omul matur și analizezi lucrurile, o fetiță care naște la 13 ani implică cumva, sau în mod cert, un act sexual la 12 ani. Pe noul cod penal, asta se numește corupere de minori în formă agravantă și prevede o pedeapsă de până la 7 ani de pușcărie, chiar dacă a existat consimțământul victimei. La fel, pe vechiul cod penal se numea viol și avea aproximativ aceleași prevederi infracțiunea respectivă, deci chiar dacă există consimțământul victimei, sub 13 ani era considerat viol. Tot 7 ani de pușcărie pedeapsa maximă. Nu și-a pus nimeni problema în România că tânărul de 20 de ani ar fi comis o astfel de infracțiune. Toată lumea e fericită că muncește și că are grijă de familie. Acum, sigur, situația e cu dus și întors. Dacă autoritățile îl iau pe tânăr de păr și îl aruncă în pușcărie, familia trebuie instituționalizată. Dar nu cumva trebuie oricum instituționalizată, adică o fetiță de 13 ani ar trebui până la urmă să aibă grijă de un copil, copilul ei va fi bine îngrijit. Societatea nu își pune astfel de probleme, așa că o ridic eu pentru dumneavoastră. Vă întreb simplu și abrupt, ce ați face dacă dumneavoastră, fiecare dintre cei care veți intra prin telefon astăzi la România în direct, ați avea de luat o decizie în acest caz? Este doar un exemplu care ne ajută de fapt să ilustrăm toleranța mai mare sau mai mică pe care societatea noastră o are la corupție. Încă o dată, repet, potrivit noului cod penal, dar și vechiului cod penal, tânărul tată este un infractor. Nu și-a pus însă nimeni problema de a-l trata așa pentru că este un om bun și muncitor care are grijă de familie și pentru că tot ceea ce s-a întâmplat, spun amândoi, s-a întâmplat din dragoste. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Florentin! Bună ziua! Vă ascultăm! Da, punctul meu de vedere ar fi că acest om ar trebui luat de către autoritățile statului și sancționat ca atare ca și viol, eu așa la zi pe ăsta, pentru că corupere de minori. Și iar fata ar trebui să luată imediat de autoritățile statului. Atenție, fata are părinți. De fapt, în reportajul respectiv, ea spune, părinții m-au cam certat, da, până la urmă au înțeles, gata, acum sunt muiere, da, la casa ei, măritată. Da, autoritățile ar trebui să ia imediat măsuri, să ia fata, copilul care a născut copil, și acel copil să fie preluat și el inclusiv de către autorități, să poată să aibă o creștere numară și o educație, care e cel mai important în România, și zic eu, oriunde educație. Credeți că această soluție este mai bună decât aceea de a fi crescut de proprii lui părinți? Absolut, cea mai bună, pentru că acel părinte, cu siguranță, îi poate face și copilul lui același lucru. Dacă el a intenționat să se căsătorească cu un copil de 12 ani. E pun... că... Da. Da. Punctul meu de vedere este că intră la corupere de minori. Autoritatea ar trebui să se sesizeze imediat. Vă mulțumesc pentru punctul dumneavoastră de vedere, Florentin. 0372069599. Bună ziua, Ștefan. Bună ziua, Moise, la mulți ani. La mulți ani, Ștefan. În primul rând, o observație care toată lumea se ascunde după dege. Și toată lumea știe că e așa, dar tot tace. De ce nu se începe cu beizadelele? Că de la ei, lor le sunt permise toate. N-are legătură cu acest caz.
Este vorba de, e vorba de două familii sărace, tânărul violator a luat-o acasă pe fată, la el. Așa trăiesc, e adevărat, ei trăiesc într-un fost grajd, așa scrie reporterul de la ziarul respectiv. Am înțeles, dar e vorba că li s-au permis la unii la început și a existat la un moment dat un precedent, că dacă nu exista un precedent, nu se permite. Nu știu la ce vă referiți dumneavoastră. Beizadea înseamnă fiul răsfățat de om bogat sau fică. Exact, dacă vă aduceți aminte cazul din Tellerman sau din Vaslui, care era unul dintre băieți. Nu mă refer la cei șapte violatori, tot așa la o familie care era foarte bogat și își permitea orice în comună. Inclusiv să ia de toate fetele și, sau fetițele, mă rog, din stat, se duceau cu ea după care nu le mai păsa. Nu este cazul despre care vorbim încă o dată. E vorba de un băiat care s-a îndrăgostit și a comis-o. Păi da, dar totuși s-a permis pentru că odată și odată a existat un precedent. Altfel legea a intervenat de la început, cred eu. Cred. Ok. E punctul noastră de vedere. Mie mi se pare că nu și-a pus nimeni problema așa. Nu și-a pus nimeni problema că ar fi vorba de un viol. Îmi vine greu să cred că și în etnia romă, să nu zic altfel. Nu cred că sunt romi. Nu. Și la ei se și chiar dacă ar fi, n-ar avea niciun fel de relevanță. Adică, să ne înțelegem, fac parte din societatea noastră, romii, indiferent. Absolut, absolut. Deci nu fac discriminare rasială. Ce ar trebui să facă autoritatea, Ștefan? În primul rând, da. Să aplice legea. Dene, ai făcut o corupere de minor la pușcărie. Și dacă dumneavoastră ați fi legea, dumneavoastră, dacă dumneavoastră ați decide, domnule, ce se întâmplă cu tânărul ăsta, l-ați luat la pușcărie? Da. Chiar dacă în felul ăsta ați răsat familia fără sprijin? Familia întemeiată de el? Da, exact. Totuși trebuie să... De undeva trebuie să înceapă. Că dacă azi iertăm, mâine iertăm, până la urmă o să ajunge să numai... Toată lumea își dorește o țară nouă, dar nimeni nu își pune problema. Trebuie început de undeva. Ok. Că azi îl iert pe ăsta, mâine îl iert pe altul, mâine, și uite tot așa, se închide ochii și se comite una după alta. Asta trebuie văzut. Nu că s-a întâmplat, dar totuși trebuie să se întâmple undeva, să dea un exemplu de pedeapsă. Că până nu vede românul, până nu e pedepsit, nu se potolește. Asta vă spun în propria experiență. Ce experiență aveți dumneavoastră? Nu, am văzut și am... și în afară, multe țări, până nu i s-a aplicat pedeapsa la unul să dea Am înțeles ce vreți să spuneți. Deci dumneavoastră sunteți nemulțumit de faptul că în România nu se aplică legea, dar aveți experiența de afară din țări în care ați observat că fermitatea legii este cea care păzește via. 0372069599. Bună ziua, Rodica! Bună ziua, Moise! În primul rând, ce vreau să spun? Mie îmi pare foarte rău că țara noastră nu încearcă să adopte niște legi din alte țări unde funcționează de 100-200 de ani. Păi tocmai v-am spus ce prevede legea în România. Eu mă refer la faptul că noi nu preluăm niște legi bune în anumite domenii. Așa. Așa, și pe care să le continuăm și noi la noi în țară, așa cum funcționează de 100-150 sau chiar 200 de ani în diverse țări. Asta e una. Credeți-mă, de la Codul Civil al Lucuza și până la Constituția din 1991, numai prelori am făcut, sau, mă rog, foarte multe prelori. S-au făcut, dar probabil că s-au mai prelucrat între timp. Pentru că o lege nu există și nu funcționează atâta vreme cât nu intră în conștiința oamenilor pentru a putea fi aplicată de fiecare dată. Dar asta e o altă discuție. Da. Haideți să revenim la cazul ăsta. Da, vreau să vă dau un exemplu. În Israel, de exemplu, un individ care are o relație cu o fată sub 17 ani este pasibil de pedeapsă. Un individ sau o individă, că legea nu discerne din punctul ăsta de vedere, da, care are o relație cu un adolescent de până în, sau copil de până în 18 ani, este pasibil de 5 ani de pușcărie. Ce v-am zis eu, sub 13 ani, o formă agravantă, iar pedeapsa merge până la 7 ani. Deci legea în România e mai dură decât în Israel. Este mai dură, dar acolo vreau să vă spun, chiar dacă situația este atât de implementată încât un bărbat, un băiat, mă rog, așa, nu își permite să facă chestia asta sub nicio formă, știind ce l-așteaptă. Chiar dacă fata s-a regrămadă pe el, chiar dacă stă dezbrăcată în fața Rodica, lui, ce ați face dumneavoastră dacă ați fi, Rodica, dacă ați fi autoritatea statului român în acest caz, cum ați rezolva situația? Sau ați rezolva în vreun fel? Să voie să completez cu ceva. Vârsta de 17 ani în Israel este considerată faptul că până la 17 ani acei copii trebuie să facă școală. Okay. M-ați înțeles? De să facă școală, nu copii.
Dacă aș fi o autoritate, totuși i-aș pedepsi, conform legii. Adică? Adică băiatul să-și facă pedeapsa pentru ce a făcut, pentru corupere de minori, când o să iasă de acolo, o să-și continue familia și pentru ea va fi o învățare de minte ca să nu se mai ambaleze în astfel de relații știind că n-are nicio posibilitate. Dacă ea n-a făcut școală, știind că n-are nicio posibilitate, cum va crește ea acel copil în continuare, tot fără școală? Ca foarte mulți oameni din țara noastră, da, vedeți aici, într-adevăr, e o discuție. Până la urmă, ea merge înapoi la educație, dar nu despre asta vreau să facem astăzi. O să vorbim și vorbim tot timpul despre educație, ori de câte ori am posibilitatea. Ca să vă mai dau un detaliu așa, da, ar fi trebuit să înceapă clasa 6 în această toamnă, nu s-a mai dus la școală. 0372069599, Horia, bună ziua! Bună, Moise, și la mulți ani! Vă ascultăm, Horia. Deci, din punctul meu de vedere, autoritățile ar trebui să pună punctul pe ei. Într-adevăr, el să meargă la pușcărie, ea luată de autoritățile statului și crescută. Știți ce se va întâmpla? Peste un an sau doi o să-l facă și pe al doilea, după aia și pe al treilea, și o să ajungă peste 10 ani la Simona Gherghe că le trebuie casă, că n-a unde sta, că nu facă ceapă. Ea nu o să lucreze în viața ei, asta o să facă, de o să crească numai copii. De unde știți dumneavoastră asta, Horia? Păi, nu că știu, văd destule cazuri. Nu de este cazul unor asistat social, el muncește. Am făcut această precizare și chiar dacă ar fi cazul unor asistat social, hai să nu cădem într-un... Ăsta e un mare păcat, să judeci oamenii. Da, corect, probabil. Deci nu putem noi să stabilim când fac și când nu, când ar trebui să facă oamenii copii și când nu. Dar există niște limite care sunt impuse de lege, din anumite rațiuni. Corect, există. Da, și din punct de vedere al omului. Adică ar trebui la 13 ani să meargă la școală, nu să facă copii. Și ar trebui îmbunătățită legea în sensul că și familia... Părinții ar trebui pedepsiți pentru că n-au avut grijă de copii și au lăsat să facă la 13 ani copil. Dar ce ați vrut să facă părinții? Păi nu știu, să-i învețe. Dragul mami, dragul tati, uite-te, trebuie să ai grijă și dacă faci sex, să ai grijă să nu rămâi gravidă. Da, aici văd că nu-și pune nimeni problema și o să vă duc eu în direcția asta, pentru că, în mod inevitabil, componenta de educație sexuală e una importantă. Nu mi-am propus eu să o discutăm astăzi, pentru că vreau să fac o dezbatere separată. Am mai făcut și o să mai facem. Dar văd că nimeni nu ține cont, sau nimeni nu-și pune problema, deși legea română în sensul ăsta este făcută, interesului copilului. Copilului nou-născut, în sensul ăsta, nu mă refer la copilul mamă, deși și acolo, bineînțeles, tot interesul copilului trebuie să primeze. Nu-și pune nimeni problema dacă ar fi mai bine sau n-ar fi mai bine ca statul să fie cel care preia în grijă copilul respectiv sau dacă el ar trebui să crească alături de părinții lui. O singură precizare de ordin juridic vă mai fac. Potrivit codului civil, dacă nu s-a mutat în codul familiei, de când nu m-am mai uitat eu prin legislația din România, o fată care devine mamă de la vârsta de 15 ani capătă exercitarea drepturilor civile. Altfel spus, începe să își poată exercita drepturile civile. Nu știu, n-are o foarte mare relevanță, însă, în contextul despre care vorbim noi acum. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm! 0372069599. Discutăm așadar un caz care nu este teoretic, chiar dacă eu nu am dat mai multe detalii pentru a proteja familia respectivă. Ea e dintr-un sat oarecum izolat așa, dintr-un județ al României, dar nici măcar nu este unic. Vedeți, dezavantajul sau avantajul, nu știu cum să-i zic, al presei de la noi, în momentul în care citești online o astfel de știre, ea ți aduce după taguri și alte știri de acest fel. Și sunt, mai sunt, din păcate. Bogdan, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Am ascultat cu atenție și antevorbitorii, cei care au fost înainte. S-au spus câteva lucruri foarte importante. Ce cred eu însă că este cel mai important, exemplul pe care acest caz îl va da și celor care au aflat de știrea asta, că e presă regională, locală sau națională, și pentru cei doi. Chiar cei doi. Eu înțeleg, e dragoste. Ei sunt fericiți, să știți. Ei sunt fericiți. Da, or fi. Dar fata aceea care la 13 ani are un copil deja și la 13 ani
poate n-a fost prima dată când a avut relații sexuale, n-avem de o să știm dacă nu făcea de, habar n-am, de la 11, nu știu. Băiatul acela a spus că o iubește, da? Și că a fost dragoste între ei. Da, doamne, și-a dus-o acasă, adică om serios, muncește, nu... Da, dar e un om serios cu un copil. Copiii se iubesc altfel, asta e părerea mea, și cred că într-o societate sănătoasă, un copil nu-l iubești în felul în care a iubit-o el pe fata aia. Și faptul că are grijă, eu înțeleg, să facem o diferență între a fi responsabil. Eu înțeleg ce ziceți dumneavoastră, înțeleg ce spuneți dumneavoastră, e o problemă, însă vedeți că na, la 20 de ani, 19 ani cât avea el atunci, are și instinctele sexuale, adică nu e chiar în faza aia adolescentină de dragoste. E adevărat, da. Legea există tocmai ca să ne mai înfrâneze din instincte, că nu suntem animale, de-aia trăim într-o societate. Înțeleg că poate acel băiat în satul acela izolat nu a avut parte de educație sexuală și așa mai departe. Adică poate pentru el a fost ceva normal să o iubească pe fata aia și să-i facă un copil, că s-a întâmplat. Bănuiesc că n-au făcut-o intenționat, da? Dar familia fetei pe de-o parte și a lui, de ce nu, familiile lor ar fi trebuit aici să ia, să zic așa, să-și asume, pentru că greșeala este a tuturor. A băiatului, fata poate mai puțin pentru că e minoră. Interesant cum puneți dumneavoastră problema. Iertați-mă, Bogdan. Pe de o parte spuneți, n-au avut parte de educație, ceea ce s-o recunoaștem, e vina statului în final. Că nu toată lumea primește o educație adecvată în familie, asta e o realitate mult prea răspândită în România. Că statul nu-și asumă o parte din educație, asta zic eu că e vina noastră a tuturor. În același timp, tot statul trebuie să vină și să facă ordine acolo, să-l ia pe ăla, să-l arunce în pușcărie, să ia copilul și copilul copilului, să-i bage într-o casă de copii, ce altceva, nu? Nu. Deci, vedeți cum pasăm noi ca societate prin statul român responsabilitatea către, doamne, cum? Ia să facem ordine aici. Nu, statul este cel care ar trebui să pedepsească fapta lui în mod deosebit, pentru că fata deocamdată, din câte știu, nu răspunde penal. Însă, civic vorbind, familiile lor ar fi trebuit, după ce au aflat, ok, faptul e consumat, s-a întâmplat, copilul clar ar trebui, copilul mic, vorbesc cel nou născut, ar trebui crescut de familia, ca să nu ajungă totuși instituționalizat atâta timp cât există familii normale, da? Eu asta cred că ar fi cea mai bună soluție. El să plătească într-adevăr pentru asta, poate cu o pedeapsă minimă, nu maximă, dar să se dea un exemplu. Așa. Iar copiii și fata care a născut și bebe, lușul, să fie crescuți în familiile celor doi. Ok, ne asumăm, îl creștem că e al nostru, dar trebuie dat un exemplu din punctul ăsta de vedere și clar legea trebuie aplicată. Asta e părerea mea. Vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599. Gabi, bună ziua! Gabi! Bună ziua! Vă ascultăm, eu Gabi. Eu să fiu scurtă și o să spun așa. Din punctul meu de vedere, pentru el nu are decât să facă pușcărie, pentru că, așa cum ați spus, este viol. Indiferent cum am dat-o... Nu mai e viol. Eu am precizat că pe codul vechi era viol. Acum este o formă agravantă acum a corpului de minori. Acum e dragoste la prima vedere, bineînțeles, ne iubim și atunci facem copii dacă ne iubim. Pentru ea aici e mai delicat. Având vârsta pe care o are, eu cred că așa cum autoritățile... sau, mă rog, cine, autoritățile din România au decis ca ora de religie să fie băgată în școală, așa ar trebui să se bage și ora de educație sexuală. Autoritățile au decis că ora de religie nu este obligatorie și că trebuie să optezi ca să îți meargă copilul la ora de religie. Bun, da, dar, pe de altă parte, având în vedere că marea majoritate a cazurilor de nașteri în rândul minorelor se întâmplă la sate, și sunt din ce în ce mai dese și vârsta scade din ce în ce mai mult, în așa fel încât am ajuns ca la 13 ani să avem copii, ceea ce, mă scuzați, dar e sfidător, adică ne bate în joc de copiilor, sau nu știu cum să zic. Așa. Deci așa cum există ora de religie în școală, așa ar trebui să existe și ora de educație sexuală, mai ales la sate. Ori dacă ora asta de educație sexuală, sunt convinsă că mulți dintre părinți, dacă ar fi opțională, ar opta să nu-și trimită copiii la astfel de ore, pentru că, Doamne ferește, cine știe ce află. Păi și de la ora de religie n-ar fi aflat, de exemplu, că nu e bine să faci nimic înainte de căsătorie? Nu știu, de la ora de religie află că dacă... Ajungi în iad. Și după aia, exact, ajungi în iad. Da, 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 află niște lucruri. Da, mă rog. Dar acolo, în primul rând, acolo, la nivelul educației ar trebui lucrat, pentru că dacă... O fată de 13 ani ajunge și naște. Ea nu e în stare să-și crească un copil. E clar că familia ei... Gabi,
Nu este, e o dezbatere, da. Nu e o dezbatere asta pe care vă duceți noastră. Cu toții suntem de acord că ar fi trebuit să primească educație sexuală, că... dar acum v-am dus către altceva cu această dezbatere, ca să avem o dezbatere. Păi sigur. Vedeți, aici nu știu, o să fie, ea n-a comis nicio infracțiune, să știți. Ea, oricum nu e pasibil, așa cum zicea cineva mai devreme, dar nu, ea e subiectul, nu e... Da. El e subiectul, scuzați-mă, al infracțiunii. Mă rog. Ea e victimă. Deci, da, ea e semi-victimă, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Nu e victimă. De ce e victimă 100% ea? Da. De ce? Pentru că e minor. Pentru că ea și-a dat acordul. Pentru... Și ce dacă e minoră? Așa prevede legea. Că sub 13 ani, legea. Acordul da. Nu contează. Da. Bun, deci ea este victimă. Și ea ce va face? Își va sacrifica viața de acum încolo și va crește un copil, va fi un copil cu un copil. În cazul în care autoritățile vor lua acest copil, deci dacă el va fi pedepsit și ea se hotărăște să se întoarcă la școală sau la familia ei și vrea să dea copilul în adopție sau să ajungă copilul la o școală de copii. Nu se gândește. Credeți că e mai bine pentru deci... copilul respectiv? Nu, ea nu se gândește. Nu, ascultați-mă pentru puțin. În reportajul respectiv, reporterul a întrebat-o ceva, că există o declarație a ei, de felul nici nu ne-am pus problema unei întreruperi de sarcini. A fost un copil făcut din dragoste și mă la bucur foarte mult. Da, la 13 ani, de ce nu? Succes, ce aș putea să zic. Păi nu, încercați să judecați lucrurile și așa. Că acum îmi dau seama că, vedeți, faptul că eu nu am personalizat foarte mult această știre tocmai ca să-i protejez, vă faceți dumneavoastră, pe dumneavoastră să dați niște sentințe ca și cum am vorbit teoretic. Cazul nu e teoretic, e foarte real. Înțeleg, pentru că am mai auzit de cazuri de genul ăsta. Din punctul meu de vedere, dacă este să vorbim din punct de vedere legal, atunci da, nu știu... Nu, dacă hai să o luăm altfel, Gabi, uitați. Fie... Deci, fiind o infracțiune de la 2 la 7 ani, există posibilitatea unei pedepse cu suspendare. Adică, până, tot ce e până în 3 ani, se poate fi, da o pedepsă cu suspendare. Bineînțeles. Dumneavoastră, dacă ați fi judecător, ce ați decide în acest caz pentru fiecare dintre cei trei? Hai să vă întreb așa. Păi, e cel mai simplu. Nu, el primește o pedepsă cu suspendare. Așa. Copilul ajunge pe mâna autorităților și e vai mama lui de acum încolo, pentru că știm cu toții cum cresc copiii în orfelinate. Și atunci de ce nu lăsați să-l crească familia? Că până se judecă cazul, fata face 15 ani. Da, fata face 15 ani sau copilul face 18 ani și poate să decide pentru el însuși. Dar ideea este că trebuie să ajungem să nu se mai întâmple așa ceva. E greu, nu știu din punct de vedere legal, nu știu legislația, nu cunosc, recunosc, pur și simplu acum vorbesc, pur și simplu din indignare, că se poate ajunge la așa ceva. Se poate ajunge. Atâta tot. Da, din asta... păcate, sunt atâtea cupluri în România care își doresc să facă copii la vârste mai înaintate decât ei, pentru că la orașe, în general, după cum bine știți, femeile încearcă să amâne conceperea unui copil pentru a-și asigura o stabilitate financiară înainte, sau cuplurile în general, așa. Nu femeia neapărat. Da. Și se ajunge la o anumită vârstă, nu știu, la 30-35 de ani, când femeile își dau seama că nu pot concepe pe cale naturală, statul nu le ajută, decât într-o foarte mică măsură. Și, pe de altă parte, sunt atâtea mame foarte, foarte tinere, care, din punctul meu de vedere, cumva greșesc și până... Nu știu dacă sunt în stare să crească acei copii. Judecați lucrurile extrem de individual. Adică din punct de vedere al societății noastre, până la urmă, asta e o formă prin care națiunea se protejează. Tocmai pentru că a scăzut foarte mult natalitatea la oraș, ziceți dumneavoastră, sau hai să zicem așa, în rândurile unei populații, nu să nu zic mai educate, să nu, așa, să nu jignesc pe nimeni. Unei populații care vrea, să zicem, un trai mai bun, să spunem așa, da? Tocmai pentru că, deci ce s-ar întâmpla dacă nici ceilalți n-ar face copii? Am rămâne 10 milioane dar în câțiva ani. Dar eu nu spun, Doamne ferește, nu spun ca nici ceilalți să nu facă copii. Pur și simplu îmi doresc ca o femeie care face copii, într-adevăr, să poată să se bucure de copilul pe care îl face, să aibă maturitatea necesară încât să-i poată oferi copilului ei cea mai bună educație de care este în stare, pe care e în stare să o ofere. Înțelegeți? Pentru că această fetiță la 13 ani ea ar trebui să se joace cu păpușile, nu știu, să iasă pe stradă, să cânte, să danseze, să facă absolut orice altceva. Nu știu dacă a avut vreodată păpuși. Nu știu dacă a avut vreodată păpuși. Din păcate, asta s-ar putea să fie trist. Tocmai. Și tocmai de aceea vorbeam despre faptul că, mai ales în aceste comunități, ar trebui să se facă o educație un pic mai, nu știu cum să zic, mai dură, din punctul ăsta de vedere. Nu știu. Adică să ducem măcar până la 15 ani.
Vă mulțumesc. Dar după 15 ani încolo, poate... Vă mulțumesc pentru telefon, Gabi. Categoric va trebui să facem o dezbatere și despre asta. 0372069599, la educația sexuală mă refer. Cosmin, bună ziua! Bună ziua, Moise! Foarte interesantă discuția și intervențiile celor dinainte. Constată totuși oamenii vor vărsare de sânge, exact, și pedepsirea omului. Exact. Nu ține nimeni cont totuși de cursul naturii. Și totuși natura permite acest lucru la vârsta ei, ceea ce ar trebui un semn luat în calcul. În același timp, eu mi-aduc aminte copilăria mea, la sat, la bunici, unde fetele se căsătoreau la o asemenea vârstă, adică, nu, nu știu, nu chiar la 13 ani. Eu zic destul de multe cazuri care le cunosc după ce terminau clasa 8-a și aveau 13-14 ani cel mult, se căsătoreau și făceau copii și n-au crescut cu probleme, n-au avut probleme, n-a fost o problemă în sine. Ok, înțelegem că toți am vrea mai mult și mai mult, dar în același timp cred că sistemul acesta de creștere a copilului este total defectuos. Adică el trebuie să-și aleagă în continuare și el trebuie să-și creeze singur drumul. Presupunez că la 13 ani ar avea un discernământ cât să facă astfel de opțiuni. Pe de altă parte... Vedeți, fericirea despre care vorbea Gabi mai devreme e un element extrem de subiectiv. Oamenii n-au frigider, dar n-au nevoie de un frigider ca să fie fericiți. Din punctul lor de vedere, v-am zis, e și un fotoreportaj acolo, dacă vedeți mașina de pământ de încălzit, da? Nu e o sobă cu lemne, e o mașină din aia țărănească din pământ. Acolo e un pericol de incendiu foarte mare, în primul rând. Așa văd eu din pozele alea, sigur că s-ar putea să mă înșel. Dar, încă o dată, ei sunt fericiți, ei asta spun. N-avem nevoie de cuptor cu microunde pentru asta. Uite, facem mâncare aici, el muncește, trăim. Ce aveți cu noi? Exact. Exact. Exact același lucru subliniam și eu. Și mi se pare totuși intervenția în așa ceva... Ok, înțeleg că trebuie protejat un minor și trebuie... există cazurile, dar în situația aceasta, chiar dacă legea are niște pedepse destul de aspre, aplicarea legii ar fi cel mai defectuos lucru cu putință. Sau ar fi cea mai drastică măsură. Cu siguranță aș lăsa lucrurile exact cum sunt sau eventual aș oferi un ajutor spre o mai bună creștere sau spre a avea o șansă. Ok, nu au niște condiții, să vedem cum putem să le oferim niște condiții. Dar pedepsindu-l pe tatăl și luând pe copilul acela dintre părinți, îi distrugi viața iremediabil. Și de unde știți dumneavoastră că tatăl nu e de fapt un pedofil care peste câțiva ani va face același lucru chiar și cu copilul lui sau cu alți copii? Asta, Doamne, ferește, asta e pedofilia, hai să ne înțelegem. Deci, indiferent că ești de la țară, de la oraș, de oriunde ai fi, din Canada sau din Elveția... Nu putem să discutăm între 19 ani și 13 ani. În continuare, natura permite fetei o sarcină. Ceea ce este un semn, natura îi permite. În momentul în care nu putea, probabil natura nu-i permitea și îi permitea la 15-16 ani. Dar natura îi permite, este natural lucrul acesta. Bine, vă mulțumesc pentru opinia dumneavoastră, Cosmin. Eu vă mulțumesc, o zi bună. Simina, bună ziua! Simina! Bună ziua! Bună ziua, vă ascultăm, Simina! Bună ziua! Toată discuția asta m-a dus cu gândul la un film, nu știu dacă știți, Idiocracy, era vorba despre idiocratizarea națiunii. Da, așa este. Deci eu am impresia că trăim în acel film deja de câțiva ani. Pentru cei care n-au văzut filmul, este povestea unui tip absolut mediocru, care absolut accidental ajunge într-un viitor în care lumea se prostise, iar el devine geniu național. De ce ziceți asta, Simina? Păi spun asta pentru că doamna dinainte a spus un lucru foarte corect, că fetele de la țară fac mulți copii, fata asta o să facă sigur 7, nu știu dacă o să-i permită natura, cum zicea domnule, dinainte dacă s-a apucat de la 13 ani. De ce discutăm despre asta? Mulți. Foarte bine dacă o să facă 7. Sunt convins că oamenii care au mulți copii sunt mai fericiți decât cei care au mai puțini. Da, dar eu nu știu ce fel de educație poate să ofere, pentru că sunt convinsă că și mama ei are mulți copii, de-aia n-a avut grijă de copilul ei. Faceți prea multe prezinții, Simina, cădeți într-un păcat grav. Da, cad într-un păcat grav, dar toate știrile, tot ce vedem la televizor, asta, în România este așa de bine să fii sărac, statul te ajută, ești, ai alocație pentru fiecare copil, ești susținut de stat. E foarte confortabil să fii sărac, cazul și mai mulți copii. Încă o dată, nu e cazul unor asistat social. Omul muncește, încă o dată. Dar ea o să fie asistată social când el
poate că o să la orice la fel ca orice altă mămică din România primește o indemnizație de creșterea copilului. De ce vă duceți neapărat spre zona asta? Adică, hai să ne înțelegem. Avem probleme grave cu educația în România și asta afectează toate păturile sociale, indiferent că vorbim de săraci sau de bogați. Cine zice că bogații sunt mai educați, greșește fundamental. Educația e pilaf în România. De aceea vă scot din această zonă cu dezbaterea deocamdată și vă duc către zona de toleranță a dumneavoastră la infracțiune. El a săvârșit o infracțiune gravă, care altă dată se numea viol, astăzi se numește corupere de minori în formă agravantă. Așa este, este cumplire grav ce a făcut și cred că ar trebui să fie chiar astfel pedepsit. El nu are cum să-și crească copilul de la 13 ani, chiar dacă natura îi permite, cum spunea domnul de dinainte, fiziologic este un copil. Și nu cred că este sănătos nici pentru ea și nici pentru copilul ăla să se fi întâmplat toată povestea asta la 13 ani. Și eu cred că nici n-a știut că e însărcinată până când nu i-a mișcat copilul în burtă. Un copil de 13 ani... Iar vă duceți către zona de speculație, evitând de fapt un verdict. Așa e, mă duc de zona de speculație, dar mi se pare că sunt foarte reale, nu sunt chiar speculații. Eu am o fetiță, eu nu cred că poate să-și dea seama la 13 ani că este însărcinată. Eu depinde ce educație are. Păi nu are, evident că nu are. Depinde de pudibonderia până la urmă a părinților, în primul rând. Și apoi a școlii, a statului, care evită acest tip de educație, pentru ca după aia să zică, ia uite ce ați făcut, infracțiune. Păi ar trebui să pornim de la ar trebui să pornim de la parenting, ar trebui să pornim de la cursuri pentru părinți, ar trebui să le spunem mamelor să nu bea că sunt însărcinate, pentru că copiii suferă de sindromul ăla, în care, sindromul alcoolic fetal. Este cumplit, le afectează inteligența, ei nu sunt la fel. Copiii unde mamele beau și beau mult, adică să ne înțelegem, în România se bea mai mult decât se mănâncă. Știu, când am zis eu chestiunea asta, m-a făcut o lontan fascist, iar acum deci și pe dumneavoastră, pentru că n-aveți de un... nu se fac studii, doamnă. Despre asta nu se fac studii în România, nu știm în momentul de față exact câți copii sunt afectați de alcoolismul părinților. Poate e mai bine așa, poate ne-am stricat impresia despre nația noastră. Bună ziua, Andreea! Bună ziua! Vă ascultăm! Am ascultat și discuția cu doamna și discuția cu domnul de dinainte. Domnul a zis că, din punct de vedere biologic, fetița era pregătită pentru o naștere. Nu putem avea această dezbatere. Doar un medic poate stabili asta și era în perioada în care fetele devin femei. Dacă vă place sau nu să acceptați asta, unele fete devin de la 12 ani femei, din punct de vedere biologic. Asta am văzut și la 10 ani care devin femei. Asta nu înseamnă că pot să devii mamă. Eu am fost și eu, la rândul meu, o fetiță care, după părerea mea, la 12 ani nu eram pregătită să fiu mamă. Ok. Adică acum hai să ieșim din zona asta biologică. Dacă legea zice, măi, sub 13 ani e infracțiune gravă să faci sex cu un minor, hai să o lăsăm așa. Ce facem mai departe cu acest caz complicat, însă, vă întreb? Părerea mea, în primul rând, ar trebui acuzați părinții fetei. La fel cum dacă un copil se îneacă în curte, că părinții nu au fost atenți, sunt acuzați părinții. În primul rând, părinții sunt responsabili de copil până la vârsta de 18 ani. Ok. Am întâlnit pe când ai băiatului, personal... Auziți, pe când ai băiatului sunt niște lorzi, adică... Nu sunt niște lorzi, dar tocmai am întâlnit de curând un caz în care un băiat, o cunoștință de 30 de ani, a avut o relație cu o fată de 14 ani. Într-adevăr, fata părea foarte matură, mama fetei fiind de acord cu această relație. Relația a fost strict sexuală de 2-3 luni. Ok. Acum e vina. Că s-au întâlnit la suc sau... E infracțiune și mama, dacă e așa cum ziceți dumneavoastră, este de asemenea o mamă infractoare. Dar hai să revenim la cazul ăsta. Hai să nu ocolim totuși un verdict. Noi ca societate, până la urmă, suntem responsabili pentru astfel de cazuri. Indiferent că, să știți că și articolul din presă era tot în sensul ăsta, băi, săracii de ei, băi, cum trăiesc, băi, cum nu știu, nu și-a pus nimeni problema, de-aia am pus-o eu. Nu și-a pus nimeni problema, băi, ăsta a făcut o infracțiune. Noi, ca societate, înțelegem faptul că totuși poate și spășește în felul ăsta greșeala, având grijă de familie, sau zicem, băi, așa ceva nu se poate, hai să-l luăm de acolo.
De-aia vă întreb. De-aia avem o dezbatere națională. Este, da, este destul de greu să spui ce trebuie să fac în cazul de față, deoarece există și un copil la mijloc. Uh-huh. Și, într-adevăr, dacă este acuzat tatăl și este închis, este luat, probabil va fi luat și copilul, chiar dacă părinții fetei vor spune că vor avea grijă de copil, se poate, pentru că nu atât de ușor se ia la noi în țară un copil din grija părinților, pentru că dacă ar fi atât de ușor, atunci copiii ar fi dat imediat spre adopție. Să știți că protecția copilului se mișcă din ce în ce mai bine. De când nu mai plătește secretare și contabile pentru Dragnea, acum glumesc și-s răutăcios, dar dincolo de asta, de câțiva ani, protecția copilului face tot ce poate. Sigur, societatea este cea care, de exemplu, anul trecut, parcă, sau când am avut dezbaterea aia cu oamenii aia din Norvegia. Deci societatea noastră este extrem de refractară la intervenția statului în familie. Dar în familiile din România sunt foarte multe drame. Hai acum să o judecăm pe asta. Ce-ați face, Andreea? Haideți că... Eu, în primul rând, nu aș acuza tatăl. Aș merge cu ei la un psiholog, cu amândoi. Așa. I-aș spune să, nu știu, să aș încerca să discut cu fiecare în parte, apoi cu amândoi, să se hotărască amândoi de comun acord, pentru că de comun acord am înțeles că au făcut ceea ce au făcut. Așa. Să se hotărască amândoi de comun acord ce au de gând să facă. Păi ei au de gând să trăiască în continuare ca o familie. Au de gând să trăiască în continuare ca o familie, aș lăsa să trăiască în continuare ca o familie. Pentru că nu poți să iei un copil dacă asta este. S-a întâmplat, eventual, după cum am zis. Și indemnizația nu cred că îi ajută. Cu 200 de lei, nu cred că ea va primi mai mult de 200 de lei pe lună pentru copii. Dar i-aș lăsa să... Nu, n-aș acuza tatăl, deoarece este vorba de un copil la mijloc. Vă mulțumesc dacă pentru telefon. Dacă nu ar fi fost vorba, atunci închisoare. Mulțumesc, Andreea. Adrian, mai avem 2 minute. Bună ziua! Adrian, bună ziua, bună ziua! 2 minute mai avem, vă ascultăm. În primul rând, sunt de acord cu ceea ce a spus doamna. Și în al doilea rând, nu pot să-l judec pe acest om, pentru că a fost o chestie fulger. Ceea ce, în câmpul în care trăiesc acești oameni... Deci asta cu fulger pe bune, deci m-ați dat gata. Nu, explicați un pic, adică cum a fost fulger. Întâlnind astfel de cazuri, da, nu este altceva decât lipsa de informație. Lipsa statului de a se implica pentru fiecare cetățean, nu numai pentru ce se vede la televizor. Așa este. Da, dar odată ce... Deci am stabilit că noi ca societate suntem vinovați pentru că educația din România, școala din România nu își propune să facă nici educație primară, adică să te înveți alea 7, cum se zice, ai 7 ani de acasă, regulile din ai 7 ani de acasă, cu atât mai puțin educație sexuală, unde există o rezistență extraordinară. Doamne, să nu cumva să afle copiii cum se fac copiii. Uite, dacă nu află, fac copiii. Dar, mă rog, asta e o altă discuție. Adrian, veniți la cazul ăsta, că mai avem un minut. Da. Nu pot altceva decât să spun să lăsăm lucrurile să meargă normal și statul să se implice pentru ei ca să-i ajute. Păi, exact. Adică să nu ne implicăm, dar statul să se implice. Vedeți dumneavoastră cum... Nu. Noi ca indivizi, ca să punem punctul de vedere ca noi, ca persoane, și să îl judecăm și să-l condamnăm, să-l băgăm la pușcărie și nu facem altceva decât rău. Din contră, statul aici trebuie să se implice ca să poată să ajute și să dezvolte această familie. Să le dea statul bani. Da? Nu neapărat bani. Da, cum? Și informații. Și în primul rând... Păi acum cred că au cam aflat ce ar fi trebuit să știe. Păi nu știu dacă a aflat sau nu a aflat, pentru că nu știu dacă are... Au aflat empiric, domnule, au un copil, deci ce să mai... Au aflat. Problema este, în fine. Ok, am sentimentul că am ratat această dezbatere cu dumneavoastră. Eu îmi propusesem astăzi, v-am spus, să văd care e toleranța noastră la infracțiune. Adică, mă înțelegeți, la riscurile pe care le implică chiar un tată infractor lăsat acolo pe jobul lui de tată. Nu o să emit eu niciun fel de... Mi se pare, bineînțeles, un caz foarte grav și v-am spus, dacă citiți un astfel de articol în presă, tagurile ziarului respectiv vă mai aduc și alte articole. Te îngrozești dacă afli ce e în țara noastră. Dar... cu toții, mi se pare, trebuie să ne întoarcem la aceste fundamente. Să ne dăm seama, fiecare dintre noi și noi ca societate, cât suntem capabili să ne pese de ceilalți. Mai vorbim și mâine. Vă mulțumesc! Ați ascultat România în direct la Europa FM.
O emisiune susținută de Banca Transilvania.